Cât de important consideri parentingul în zilele noastre? Cât de important e ca un părinte să cunoască noțiuni din parenting? Consider că important pentru un părinte este să cunoască absolut toate informațiile de care se poate folosi, însă să le aleagă pe cele potrivite pentru el, pentru familia lui, pentru copilul lui. Însă un părinte informat este un părinte puternic, asta cred eu. Eu citesc tot ce se poate, sunt deschisă să aflu lucruri noi, dar asta nu înseamnă că dacă nu sunt de acord cu mine, trebuie să neapărat să le și aplic. Dar informația e la putere. Și cum reușești să discerni între informațiile de calitate și cele mai puțin de calitate, cum, pe care le păstrezi și pe care le aplici în cazul familiei tale? În primul și în primul rând, pentru mine, informația trebuie să vină de la un specialist, de la un om care asta face, care asta a studiat, că este doctor, că este specialist în domeniul lui. Trebuie să aibă notorietatea sau, mă rog, numele greu, în primul și în primul rând. În al doilea rând, văd așa cum funcționează, dacă sunt de acord, dacă informațiile sunt ok cu principiile mele, dacă se potrivesc copilului meu, că poate eu sunt de acord cu ele, dar poate nu se potrivesc copiilor mei. Așa, fac un mix. Spune-ne câteva mici secrete de parenting pe care le folosești tu în cazul copiilor tăi, mai ales că ești mămică de 3 copii. Să știi că nu am mici secrete, pur și simplu încerc să fac totul pentru ca eu și copiii mei să fim fericiți. Știi că sunt foarte multe mămici care spun, știi, eu îmi doresc asta pentru copilul meu, îmi doresc cu cealaltă X, Y, Z, dar poate copilul nu-și dorește lucrul ăsta. Cred că cel mai bine este să ne observăm copiii și să-i vedem dacă sunt bine, dacă sunt fericiți, dacă sunt împliniți și să-i ajutăm să le dăm aripi, să zboare și să fie mereu cu zâmbetul pe buze. Cred că asta este important, dar n-am un secret, n-am o formulă magică, nici nu le caut, sinceră să fiu, pentru că sunt sigură că nu există.